După eșecul drastic de la Pitești, 1-4 cu CFR Cluj, CS Universitatea Craiova întâlnește în deplasare joi liderul campionatului FC Viitorul în etapa a patra din play-off. Antrenorul Gigi Mulțescu avertizează că echipa pregătită de Hagi s-a maturizat și a devenit puternică nu doar din punct de vedere fotbalistic, ci și fizic. Cu Viitorul, cred că nici nu mai are rost să mai spun cât e de important și cât este de valoroasă echipa adversă. Este liderul campionatului, o echipă făcută din formate mari majorate de jucători crescuți în Academia Hagi, jucători care joacă de mult timp împreună, s-au maturizat, sunt și mai puternici fizic, deci o echipă foarte puternică. Deși joacă pe terenul liderului, mijlocașul Mateiu nu se mulțumește cu un rezultat de egalitate. Noi mergem cu gândul de victorie, nu se poate așa ceva. Avem jucători buni, mai ales în atac, jucătorii cu mare viteză și care poate să-i surprindă. Trebuie să marcăm. Mergem acolo la victorie, nu avem nimic de pierdut. După aia urmează o săptămână foarte grea, după aia cu Steaua, trebuie să batem. Fiecare meci trebuie să jucăm la victorie, să câștigăm nu un punct, că nu prea adun cu un punct. 3 puncte trebuie să facem. În absența suspendatului Andrei Ivan, puștiul de 16 ani, Iovan Marcovici ar putea fi titular. Liceanul născut la Belgrad și crescut la Corabia se gândește deja la trofee. Ne batem pentru fiecare punct și sperăm să venim cu cele 3 puncte de la Viitor. Avem echipă bună și ne batem pentru fiecare meci și sper să câștigăm cu România. Craiova se confruntă cu probleme de lot înaintea meciului cu Viitorul. Fundașii central Popov și Bartă sunt accidentați, iar fundașul lateral Briceag este incert. SCMU Craiova joacă miercuri ultima șansă de a mai accede în play-off. Basketbaliștii vor da piept pe teren propriu cu formația Phoenix Galați în cadrul grupei valorice a lucrurilor 7-10. Antrenorul și jucătorii sunt conștienți că acesta va fi un meci cât un sezon. Obviously, as you all know, it's like the last game of the regular season, which gonna directly decide which team gonna be that 8th seed of the playoff. Nothing, we prepare normally, it's like just one normal game. And from my point of view. Probabil cu toții știți că este cel mai important meci al sezonului, cel în care se va decide echipa care va merge în play-off. Noi am pregătit acest meci ca pe oricare altul. Din punctul meu de vedere, stăm foarte bine fizic și psihic, nu simțim presiune asupra noastră. Desigur, fac un apel la fani să vină la sală, pentru că va fi un meci frumos. Is ready. Chris Lee have that ankle problem, but we're going to be in the team. This is the game that we all have to push ourselves to give all we have for the team. Nothing, that's it. Of course I would call the fans to come. I guess it's going to be a nice game. Știm cu toții cât am suferit și cât am muncit să îndreptăm această corabie care a avut suișuri și coborâșuri de mai multe feluri, și sportiv, și emoțional, și din punct de vedere al echilibrării bugetelor valorice. Am reușit să aducem această corabie pe o linie mai mult decât plutitoare. Țin să mai îndemn încă o dată toți suporterii și toată suflarea sportului din Craiova să vină mâine seară la sală, pentru că va fi un spectacol pe cinste, va fi un meci care va rămâne în istoria basketului și a Craiovei, bineînțeles. Partida dintre SCMU Craiova și Phoenix Galați se va juca de la ora 19:45 în sala polivalentă din Bănie.